Nu mai, eu vreau să-mi spuneți ce ați făcut azi la... La asta ea, la... Jandarmerie. Jandarmerie. Pe noi ne-au urcat într-un camion mare, blindat. Așa. Nu. Și am făcut poză, strigând, în care am strigat Jandarmeria. Dar cum adică? Și mai ce, Luca, am înțeles că ai tras cu... Ai pus mâna pe un pistol? Da, pe mai multe. Păi zi și mie, cum a fost? A fost fain, dar numai că n-am avut revolver, e că vreau să văd un loc. Ana, ai avut revolver, dar asta îți trebuia revolver? Da, vreau să-l văd. E un pistol așa vechi, e super. Și am auzit că cineva a inventat double revolverul. Da. Care tu ai două revolvere în mână. Revolvere! Da, revolvere în mână. Adică ai un... A, știu revolverul! E un pistol care are care are ca oțeapă. Revolver cu calibru de 9 mm. Sau cum era? Deci nu știu, pistol cu calibru de... Și cum au zis că pistolul pe care ai pus tu mâna, cum se chema? Carpați, parcă, nu? Da. Și are deschidere așa. Are deschidere așa. Apropo, mama, că acolo a fost prins și bazuca. Da? Da. Bazuca este un tuncut-o cu rachete. Da. Cred că... Dar cine v-a întâmpinat? V-a plăcut? Mi-a plăcut. Și am înțeles că ați urcat în duba jandarmeriei? Da. Da. Iar Cosmin a arătat perfect în mascat, că arăta ca un mafion. Da? Da. A, v-a pus și masca pe figură? Da. Eu am purtat mască de gaz toxic. Wow. Eu azi... Și mitraliera mi-a povestit cum reacționează... Ștefi, taci! Mi-a povestit cum funcționează mitraliera. Când este un glonț lansat, gazul glonțului se circulă înapoi și lansează următorul glonț. Și așa funcționează mitraliera. Și repetă aceeași procedură. Bine, pa, pa, poftă mare! Luca!